După Ectenia Mare urmează un element important al liturgiei catehumenilor, anume antifoanele. Sunt trei la număr. Cel de-al treilea constă în cântarea sau, în unele cazuri, recitarea celor nouă fericiri, pe care știm bine le găsim în predica de pe munte. Revenind acum, termenul antifon este un termen străvechi și vrea să însemneze că respectiva bucată sau respectivul element cântat se face într-un fel de dialog. Ce vedem pe la mănăstiri cu cele două strane, strana din dreapta, strana din stânga. Una cântă o formulă, cealaltă continuă. Asta însemna cântarea antifonică. O găsim, este veche, este dinainte de, să zicem așa, de înainte ca pe cerul lumii să apară comunitatea creștină așa cum a fost ea constituită după cincizecime, în calitate ei de comunitate euharistică care celebrează cultul noului legământ într-o anumită rânduială ca să fie legitimă și celebrarea, nu numai cultul noului legământ. Aceste antifoane în vechime, în vechime înseamnă antichitatea creștină, erau cântate mergându-se la locul de celebrare. În momentul de față, noi ne aflăm în biserică de la bun început și acolo le cântăm. Ele sunt fragmente de psalmi. Inițial erau psalmi întregi. Cu partea aceasta a liturgiei, noi ne întâlnim cu liturgia sinagogală, adică ne întâlnim cu comunitatea vechi testamentară, așa cum s-a cristalizat și s-a afirmat ea în istoria lumii, la templul din Ierusalim mai ales și pe urmă în sinagogile care s-au răspândit în tot bazinul mediteranean și peste tot unde Sfinții Apostoli au mers ca să propovăduiască. Ne aducem aminte, oriunde se duceau, găseau comunitate iudaică. Găseau sinagogă, găseau cult, găseau forme, ca să zicem așa, să ne fie și ușor de înțeles, forme de civilizație care au depășit pragul tribalismului, a modului de a fi tribal în lume. Și în sensul acesta, cu antifoanele, noi ne ducem foarte departe, în zorii creștinătății și dincolo de acest început, adică dincolo de cincizecime, mai bine zis. Pentru că este fundamental să știm că liturgia, botezul, preoția, icoana, toate toate sunt activate odată cu cincizecimea. Mai bine zis, când se constituie, când se cristalizează comunitatea creștină. Liturgia este pentru comunitatea creștină, este lucrarea ei, modul ei de a celebra cultul noului legământ, cultul legitim, singurul cult legitim din istoria lumii și cea mai înaltă formă de celebrare. Sigur, la antifoane ar fi potrivit să cânte întreaga comunitate. Sigur că da. Și când merg pe la parohii, pe la foștii noștri studenți, sunt încă parohii comunități unde cantorul stă jos în strană, în vecinătatea altarului și cântă în poporul întreg cu el. Sigur nu vor cânta după note. Sigur nu vor cânta așa cum cântă corurile din marile catedrale. Dar vreau să acceptăm că cântarea este onestă, este simțită, este din sufletul lor, este absolut impresionant. Și preoții, și mereu i-am îndemnat noi la facultate, nu atât eu, cât ceilalți profesori, i-au îndemnat pe preoți să încurajeze pe credincioși să cânte toți. De aceea liturgia în care cântă toți credincioșii le pare mai scurtă, le pare mai frumoasă, le pare vie, nici nu-și dau seama când s-a terminat și sunt bucuroși la încheierea ei. În sensul că nu sunt obosiți, nu sunt epuizați, nu sunt uzați din punct de vedere spiritual. Așadar, iată cum antifoanele, pe de o parte, ne duc foarte departe la Cartea Psalmilor, ne duc la Templul din Ierusalim și ne duc la întreaga rețea de sinagogi care s-a dezvoltat, în primul rând, în bazinul mediteranean, în Asia Mică și foarte departe, până pe la gurile Dunării, foarte departe. Și ele, antifoanele, în același timp, ne pregătesc pentru ceea ce urmează, punctul culminant al liturgiei catehumenilor, care este
citirea din Sfânta Scriptură, citirea solemnă a pericopei din Apostol și a pericopei din Sfânta Evanghelie. Iată așadar cum acest element, această parte străveche și constantă, nu este liturghie din care se lipsească antifoanele, ne creează o stare bună după ce ne-am rugat pentru pacea lumii, pentru binecuvântarea ei, pentru nevoile noastre, adică ale comunității, că noi toți formăm comunitatea, trupul mistic al lui Hristos, noi începem deja să devenim ființe liturgice în sensul propriu al termenului. Adică deja ne-am pus în starea de pace, pace lăuntrică și cu noi, cu ceilalți, cât se poate omenește. Pacea pe care ne-o provocăm, ne-o facem noi, are limite. Are limite. Chemarea la pace, la binecuvântare, la lumină este deosebit de înaltă. Parcursul este infinit de unde sunt eu și până unde este chemarea. Și în virtutea acestui fapt, nu avem și o stare de umilință. Nici preotul, nici episcopul, nici comunitatea nu sunt stăpânii liturghiei. Ei slujesc, celebrează liturghia care reflectă, de fapt, celebrarea veșnică din ceruri. Iar cu antifoanele, deja simțim o dinamică a comunității. Atenție atunci când ele sunt cântate frumos, când nu sunt lăbărțate, inutil, când nu se fac melisme inutile, când nu se fac, în ceea ce privește structura modală a lor, modul de cântare, când nu se doinesc la nesfârșit, dacă aplicăm la noi în Transilvania sau în Banat, când sunt așa cum se întâmplă la Sfântul Munte Athos, cum zicea cineva, sunt nucleare, au ritm, au un anumit registru muzical, adică o anumită gamă muzicală, nu se țipă, nu se iau acute ca la operă, ci ele trebuie să curgă cuvincios. Cum ne-a spus la început preotul sau diaconul, în pace să ne rugăm, cu bună rânduială.